Bună ziua, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube, Oracul Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică. Este valabilă pentru ziua de 26 martie 2020 și, după cum v-am obișnuit, pentru această citire ne ajută seturile de cărți de Oracul a Îndrăgostiților și setul ceștii de ceai. Din fiecare vom extrage câte două cărți. Dacă simțiți că nu rezonați cu aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. Deci, două cărți de la setul Îndrăgostiților. Și două cărți de la setul Romantismul și înțelepciunea din ceașca de ceai. Să vedem ce ne vor transmite cărțile. Este o citire care acoperă zona iubirii, a relației de cuplu, a dragostei și zona romantică. Prima carte de la setul Îndrăgostiților este Să lași trecutul în urmă, care ne recomandă să lăsăm trecutul în urmă, pentru ca înainte ca ceva nou să poată intra în viața noastră. Dă-i drumul și vei vedea că lucrurile se vor aranja. Imaginea. Cea de-a doua carte este Romantism. Săgeata lui Cupidon te atinge. Foarte frumos. Romantism. Vedeți cum flacăra de la tânără pleacă spre tânăr, deci îl atinge și pe el. Și este o mare pasiune între ei, sau se aprinde pasiunea între ei odată ce flacăra ajunge și la el. Apoi prima carte de la setul ceștii de ceai. Momente strălucitoare și de sărbătoare. Iar cea de-a doua, vaza de flori. Haideți să vedem întâi ce spune prima carte de la setul ceștii de ceai. Această carte ne indică momente de răsfăț, de încântare, veste fericită, momente fericite, îmbunătățiri în relație, armonie. Bunăstarea se va instala în casa ta și în viața ta și orice probleme se pot rezolva. La fel îți spune și prima carte de la setul Îndrăgostiților, că dacă ești pregătit să lași trecutul în urmă și să-i dai drumul, lucrurile se vor aranja. Fie că este vorba de o sărbătoare, de un eveniment special în viața ta, această carte este, vedeți, toastul pe care îl fac cele două cupe de șampanie indică faptul că veți avea o mare încântare, o mare bucurie în viața voastră foarte curând și problemele se vor rezolva. Apoi, cea de-a doua carte de la setul ceștii de ceai este vaza de flori. Această carte indică faptul că cineva se gândește la tine și în curând vei auzi de acea persoană. Este un domn foarte romantic, îndrăgostit de tine, care în curând îți va trimite un mesaj însoțit de un buchet de flori. În ziua de astăzi, în care tehnologia parcă a luat o razna, timpuri în care trăim parcă cu viteza luminii, este mai greu de crezut că s-ar putea gândi cineva la o asemenea
la un asemenea gest romantic, foarte drăguț, plin de încărcătură emoțională, dar mai există încă persoane romantice dispuse să ofere asemenea cadouri persoanelor dragi. Rețineți că dacă vi se întâmplă vouă acest lucru, sunteți foarte norocoase sau norocoși. Acest bărbat dorește să te facă fericită, să te iubească și să te respecte toată viața, deci are cele mai bune intenții. Foarte frumoase flori de la această carte și mult romantism. Vedeți, este sugestiv turnul Eiffel pe care îl avem în imagine, pentru că Paris, se știe, este orașul îndrăgostiților și acest tânăr dorește să îți arate cât de mult ține la tine prin aceste mici gesturi romantice. Ca o mică recapitulare, deci pentru ziua de astăzi, 26 martie, trebuie să lași în urmă trecutul. Deci sunt timpuri când trebuie să lași în urmă trecutul înainte ca ceva nou să poată intra în viața ta. Dă-i drumul și totul se va aranja. Este uneori greu să lăsăm trecutul în urmă, însă dacă ne concentrăm pe prezent și pe viitor, ne punem anumite ținte, să vedem unde am fost, unde am ajuns și unde dorim să mergem în continuare cu viața noastră, vom reuși. Lasă trecutul în urmă, ia doar partea bună, lecția pe care ai învățat-o din relația trecută, de exemplu, și învață să mergi mai departe. Apoi, dacă vei reuși acest lucru, vedeți în următoarea carte, săgeata lui Cupidon te atinge. Deci va exista o perioadă de romantism și ca dovadă sunt și următoarele două cărți care ne sugerează același lucru. Încântare, momente de fericire, momente de bucurie și vaza de flori care ne indică faptul că cineva se gândește la tine și prin faptul că acest mesaj vine de la carte, dar și prin faptul că acest domn îți va trimite un mesaj romantic sau chiar un buchet de flori, dorind să își arate afecțiunea față de tine și prin acest lucru, bineînțeles, să îți arate că dorește să te facă fericită, să te respecte și nu este doar o chestiune de moment, o aventură pentru el. Își dorește ceva serios de la tine și cu tine. Dacă sunteți în perioada în care traversați o perioadă de transformare sau de trecere de la un capitol la altul al vieții voastre, sau la o vindecare a sufletului, luați-vă ceva timp, meditați, după cum spuneam, unde vreți să ajungeți și în acest timp veți avea timp și să vă vindecați sufletul și să vă mintea și gândurile și să vă concentrați mai mult pe prezent și, bineînțeles, pe viitor și veți reuși într-un final să lăsați trecutul în urmă și să faceți nou loc pentru nou și pentru o energie nouă, proaspătă, o energie de iubire care dorește să intre în viața voastră, doar că nu are loc, fiind încă trecutul acolo. Deci aceasta este recomandarea primei cărți.
Lasă trecutul în urmă ca să poți să faci loc pentru ceva nou. Cam acestea au fost recomandările zilei de 26 martie. Eu vă doresc o zi minunată, plină de momente încântătoare, romantice, așa cum vi le doriți voi. Rămâneți sănătoși, multă iubire, multă fericire, iubiți-vă mai mult, fiți mai blânzi unii cu ceilalți și până data viitoare, dragii mei, vă doresc numai bine!